Merele din Republica Moldova ar putea fi exportate și în Israel. Până ajunge însă pe masa consumatorilor din această țară, fructele trebuie să treacă prin câteva teste foarte stricte. Astfel, înainte de a putea fi comercializate pe această piață, inspecția fitosanitară va veni în livada potențialului exportator în perioada de vegetație în scop de verificare a dăunăturilor. Tot înainte de export se va efectua controlul la 2% din fructele lotului care prezintă pericol fitosanitar pentru țara de import. Prelevarea mostrelor se va efectua într-un mod reprezentativ pentru fiecare producător și soi din livadă. Fiecare lot de marfă va fi însoțit pe lângă certificatul fitosanitar de declarația suplimentară. Documentul va conține următoarele informații: locul de producție, date despre creșterea activă în ultimul sezon de vegetație și faptul că producția este liberă de dăunături. Documentul va conține și informații despre faptul că livada nu este afectată de dăunături. De asemenea, se va nota și faptul că 2% de fructe din lot au fost inspectate înainte de expediere într-un mod reprezentativ pentru fiecare producător, soi și livadă și nu au fost găsiți dăunători. Fiecare recipient trebuie marcat cu următorul text: țara de origine, denumirea soiului, denumirea producătorului și numărul de înregistrare ANSA. Fiecare lot va fi marcat cu o etichetă aprobată pentru Israel. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dacă va fi găsit un dăunător în fructe, producătorul riscă să nu mai poată exporta niciun soi de mere sau alte loturi de marfă în această țară.